Asociația Mehedinți Oameni cu Suflet a făcut astăzi donații pentru centrele de plasament. Aceștia au dăruit de la haine până la electrocasnice. Am adus și sperăm, de fapt suntem convinși că o să folosească. Au un aragaz, mașină de spălat, îmbrăcăminte, încălțăminte, vopsea. Cred că toate aceste lucruri vor fi foarte utile. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, împreună cu Asociația Mehedinți, Oameni cu Suflet, au făcut astăzi donații pentru oameni și copii nevoiași din centrele de plasament și nu numai. Donația constă în electrocasnice, haine, dar și lavabilă. Asociația Mehedinți Oameni cu Suflet s-a constituit pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități, atât din familii cât și din centrele de plasament. Astăzi am făcut o donație de suflet. Am adus un aragaz, o mașină de spălat, îmbrăcăminte pentru toate vârstele, pentru că știm că în centrele de plasament sunt beneficiari de toate vârstele, de la copii și până la adulți. Vom continua și în viitor să aprovizionăm atât centrele de plasament, cât și persoanele cu vulnerabilități din familii și bătrânii bolnavi și singurii, oamenii străzii și tot ceea ce înseamnă ajutor pentru persoanele aflate în nevoie. Membrii asociației ajută chiar și oamenii străzii, persoane cu dizabilități, dar și bătrânii singuri. Aceștia nu se opresc doar la donații. În viitorul apropiat, Asociația Oameni cu Suflet va prelua un centru de plasament, un azil, dar și construirea unei pensiuni rezidențiale. Au venit foarte mulți alături de noi. De asemenea, au și completat formularul 230. Îi așteptăm în continuare să ni se alăture, pentru că avem ca obiectiv de viitor să preluăm un centru de plasament și un azil. Și nu în ultimul rând, vrem să construim și o pensiune rezidențială pentru seniorii noștri. Cu ajutorul asociației, dar și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, acțiunile vor merge mai departe, iar cei nevoiași se vor bucura de anumite lucruri care le lipsesc. Din păcate ați văzut și dumneavoastră cum este bugetul național, dar nu este locul și nici cazul să ne plângem, asta este, ne gospodărim cum putem, ideea este că activitatea trebuie să continue. Dincolo de fondurile europene care reprezintă evident o prioritate pentru DGSPC Mehedinți, și aceste donații reprezintă, să spunem, un picuț cu care putem să le facem viața mai bună beneficiarilor din centrele pe care le administrăm. I-am găsit pe acești oameni cu suflet de la asociația care se numește chiar așa, Oameni cu Suflet, care au venit astăzi cu donație de mașini de spălat, frigidere, lavabilă, hăinuțe pentru copii, dar și pentru adulții care sunt beneficiari ai centrelor noastre. Mai sunt și alte ONG-uri care își arată disponibilitatea de a veni cu astfel de sponsorizări. Le mulțumim din suflet pentru darurile pe care le-au făcut și vom continua aceste acțiuni să identificăm ONG-uri care să poată să facă și în continuare astfel de acțiuni. Ideea este că prin toate mijloacele încercăm să administrăm cât mai bine centrele pe care le avem în subordine. Acțiunile vor continua. Oamenii cu suflet mare doresc să aducă numai zâmbete pe fețele celor nevoiași.